Extragem în coadă de rândulică. Panul merge, ok, atenție. Bun. Atât. Bun. Rândulică, niște oxigen înainte de toate pentru victimă. Auzi? Bun. Persoana noastră este inconștientă. În momentul de față, prezintă funcții vitale, avem puls. Oxigen pe mască, monitorizare. Așa s-a desfășurat ieri un amplu exercițiu de salvare și stingere la un depozit al unui hipermarket situat la periferia Dedei, iar pompierii hunedoreni au fost implicați în această aplicație. Scenariul exercițiului a presupus intervenția de stingere a unui incendiu izbucnit în interiorul depozitului, cu o suprafață de aproximativ 4 hectare, precum și salvarea a 5 muncitori, dintre care 2 inconștienți surprinși în hală. Aplicația face parte din setul de pregătire al pompierilor, prin care sunt testate deprinderile necesare echipajelor, dar și timpul de reacție al acestora. Aceste exerciții ne ajută să evaluăm nivelul de pregătire al echipajelor, dar și familiarizarea cu detaliile constructive sau organizatorice ale obiectivelor importante din județul Hunedoara. Pentru lucrătorii depozitului logistic, exercițiul a fost un bun prilej să învețe ce înseamnă o evacuare eficientă, dar și să afle măsuri de prevenire a incendiilor la locul de muncă sau acasă. Astfel de exerciții sunt organizate ori de câte ori este necesar, pentru ca angajații unor astfel de companii să știe ce au de făcut în cazul unor tragedii.